Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu, numele meu este Mario și astăzi vreau să facem un tutorial să instalăm Windows 10, un Windows foarte bun de gaming, special făcut pentru gaming, deci nu este cel care îl aveți de obicei, dar am înțeles că este foarte bun. Clipul l-am văzut pe tutoriale gratuite, dar bună să știe, multă lume îl cunoaște, este un canal de peste 100.000 de abonați. Bine, n-are nicio relevanță abonații, cât este mai interesat pe mine personal să am un Windows mult mai bun pentru PC-ul meu, pentru laptopul meu, pentru că am probleme, de exemplu, când a jucat CSGO, nu am mai mult de 30 de frame-uri și o să facem un tutorial, toți pașii, tot ce vă trebuie, dacă puteți să-l instalați pe PC-ul vostru, ce cerințe aveți nevoie, RAM, hard disk, procesor și placă video eventual. Intrăm acum pe laptop, termin ultimele mici pasuri, să zicem așa, de finalizat, să-mi șterg tot ce nu am nevoie, să-mi copiez tot ce am nevoie, tot ce mi este foarte important, programe, clipuri care poate trebuie să le încarc și tot așa. Bun, revenim în câteva minuțele până îmi pregătesc totul cu laptopul, vă arăt tot ce aveți nevoie și ne apucăm la treabă. Bun, se pare că am revenit aici pe PC. Pe laptopul meu, de fapt. Hai să vedem ce laptop aveam. Hai să mărim alea cu lumina. Ok. Înainte de toate am un Asus aici frumosul, 8 GB de RAM, DDR3 parcă, dacă nu mă înșel. Da, avem un procesor i7 4702 MQ de 2,2 GHz. Își face treaba, sunt foarte mulțumit. Undeva la 8 GB de RAM, o placă video de 2 GB dedicată, hai să mergem să vedem treaba asta împreună, unde avem noi frumusel screen resolution, mergem la advanced și vedem exact cât avem. Asta este placa internă și mai avem, asta e Intel, cea internă, pentru că are două plăci video. Undeva am specificat și treaba asta, știu că are undeva la 2 GB, în fine. Hai să trecem. De fapt, cred că mi le arată aici pe amândouă. Intel? Nu. Mi le arată doar una dintre ele. Cred că undeva voi găsi și această setare. În fine, hai să trecem peste. Ce putem face? Primul rând, am fost și caut specificațiile. Aici vedeți că avem Windows 10 Gaming Elegant Edition 2019. Perfect. Așa ne arată care arăta timeline-ul. Thumbnail, poza când instalezi, anumite chestii, anumite detalii și cam așa va arăta Windows-ul. Bun. Ne zice că ne va îmbunătăți sistemul, mai puternic, mai fiabil. Bineînțeles, dacă ai și un SSD, ca pe partiția care instalezi Windows-ul, este mult mai bun, adică îți mărește cu mult. Ok. Dimensiunea are 1,4 GB. Dezvoltator Microsoft. Bineînțeles, nu este editat de Microsoft, dar anumite modificări au fost făcute de o persoană care... Dacă vreți să vedeți video complet, intrați pe tutorial gratuit și îl găsiți. Spațiu gratuit, aveți undeva la... aveți nevoie să aveți cel puțin 16 GB de memorie internă și undeva de 4 GB de RAM minim pentru a rula foarte cât de cât decent. Procesor Intel Core Duo Duo sau mai mult. Ideal ar fi să aveți ceva mai mult, dar merge și pe această versiune. Deci dacă aveți un laptop sau un PC mai vechi și are cel puțin 4 GB de RAM, cu siguranță va merge cât de cât decent. Eu având niște resurse destul de ok, eu sper să meargă mult mai bine. Până acum eu aveam undeva la 30 de frame-uri când înregistram ceva, anumite jocuri și chestia asta era foarte neplăcut. Acum să vedem, în stare curios să vedem, bineînțeles, nu o să avem timp astăzi, dar o să facem un clip separat, să vedem dacă s-a îmbunătățit jocurile sau nu. Astăzi o să facem instalarea. Bun, după ce am descărcat acest, să zicem că am găsit linkul la acest Windows, vom merge la Rufus, trebuie să descărcăm și această extensie pentru că avem nevoie să folosim stick-ul. Eu deja l-am folosit, o să intru, îl descărcați frumușel de mai jos, este gratuit, Rufus 3.8. După aia, vom merge unul, îl dețin eu, Rufus-ul 3.0, vom deschide... Așteptăm puțin să se deschidă. El cam așa va arăta. Perfect. Cred că se poate vedea ceva în clipul ăsta video. Aici lăsăm așa. Aici folosim imagini ISO. Dăm select. Mergem să căutăm acel folder. Uite, exemplu, acel ISO. Cred că se poate vedea.
Dăm aici, îl copiem, aici lăsăm așa, nu modificăm nimic, aici eu l-am lăsat așa, tot așa rămâne, fat. Viteza va rămâne așa, default, standard, formatul să fie fat 32 și apoi dăm start, practic șterge tot ce avem pe stick și după ce se finalizează scrie ready frumos în verde aici. Eu am deja am terminat această operațiune, vom merge să vedem ce conține această imagine ISO. Ne zice Fumșel, dacă intrăm în run, ne zice Fumșel, creat un Rufus 3.așa, bla bla bla, îl descarci și pe aia poți să-l instalezi. Bun, așteptăm să termin că eu mai am de încărcat un clip care l-am filmat azi, cum să pot să editez anumite, cum pot să editez de pe telefon, cum fac acele clipuri cu aplicații pentru mobil, că se vede un telefon, se vede un fondal în spate, deci e ceva mai editat, să zicem așa. După ce se va termina acest clip de încărcat, mă apuc de treabă pentru că am finalizat, am șters tot ce nu-mi trebuia și am muta pe altă partiție. Bun, revenim acușica după ce ne apucăm de treabă. Bun, se pare că am revenit și făcusem eu o greșeală când v-am explicat aici. Aici frumos la parțiune schemă, nu este ok GPT. Ar trebui MBR, pentru că am încercat să instalez, să ajung acolo și lucrurile nu au funcționat. Trebuie lăsat așa pentru că scrie aici BIOS. Ori astea trebuie să fie standard. Și o să dau să instalez. De nou avem imaginea încărcată. Stick-ul nostru de 8 GB. Eu vă recomand să aveți un stick cel puțin de 4 GB și o să dăm din nou să recopiem toate datele. O să vedeți și voi procesul. Acum dăm OK să ne șteargă tot ce este pe stick și practic reîncepem procesul de la 0. Aici frumos scrie că de șterge toate fișierele care sunt și acum practic începe să copieze. Revenim când suntem aproape să instalăm Windows-ul. Bun, se pare că l-am deschis și acum am apăsat F12 și mi-a apărut această imagine. Acum practic vom aștepta puțin și bineînțeles se încarcă până se bootează totul și după aia o să-mi dea să instalez. Vă arăt tot procesul de instalare, n-ar trebui să fie unul foarte complicat. A început și să se încarce această bară jos. Aici ar trebui să dureze destul de puțin. Bă, că se mișcă destul de repede față de alte Windows-uri. Ia să mișcăm puțin la lumină, să focalizăm. Cred că se vede. Perfect. Acum, practic, vom aștepta să se... Ok, bun. Cam așa arată tot procesul. Dau și... Ok. Vom da Next. Am aici frumusel. Vom alege partițiile. În cazul meu, ăsta sunt cu tot ce am eu pe el și 600 de giga sunt pentru Windows, am lăsat eu. Bun. Vom da formatare cel cu Windows, cel cu sistemul. Pe aia, după ce am făcut format, putem da să instalăm. Dăm Next. Și acum, practic, va începe instalarea. Cred că se poate vedea aici. Aici jos se încarcă ceva, se mișcă destul de repede față de alte Windows-uri. Uite, exemplu, foarte rapid, nu mă așteptam să meargă super rapid. Avantajul, luând în calcul că de acum Windows 7, anul ăsta la sfârșit, practic se termină, nu mai primești update-uri, nu mai primești nimic și nu prea poți să-l mai folosești. Nu mai este safe. Și așa cu Windows 10 ne întoarcem înapoi la Windows 10 pentru că na, merg mai bine jocurile. Mai ales varianta asta de Windows îmbunătățește foarte mult jocuri și chiar sunt foarte curios și foarte curând, în, nu știu, în câteva zile, posibil să facem un clip să vedem câte frame-uri avem. Înainte, mai mult de 30, 25 nu am avut, cel puțin pe The Long Drive. Am avut undeva la 25, 19 frame-uri și mi se părea extrem de puțin pentru acest laptop, care totuși are niște mici dotări, cam așa pot să zicem. Are un procesor bunicel, are o placă video bunicică, na, are anumite condiții. Poate dacă aveam și un SSD, posibil viteza era mult mai mare. Uite, deja cât am vorbit noi câteva minuțele, cred că un minut, deja s-a instalat practic prima parte. Și mai sunt mici chestii de instalat. Deci pot să zic că se mișcă destul de repede față de altele. Ia să dăm o lumină. Uite, 84%. Mișcă rapid. Și nu am trebuit să pun pauză la clip. Am zis, bă, cine știe, poate durează mult. Dar eu zic că se mișcă destul de ok. Mai ales că, na, nu-și cere multe. Minim 4 GB și eu având 8 GB de RAM, deja e o diferență.
Dar foarte curând o să facem și un update la un SSD. Noi avem un hard disk simplu SATA și bine, este mai lent față decât un SSD. Aș vrea să găsesc un SSD de 500 de giga cel puțin, pentru că am multe fișiere, editez multe clipuri. Îl folosesc destul de intens laptopul și mi-ar trebui ceva spațiu. Bun, se pare că, uite, aproape s-a finalizat. Toate cele sunt finalizate. Și vom aștepta să vedem ce... Acum, practic, se va restarta Windows-ul. Și acum va începe, s-a deschis. Ia să vedem. Nu trebuie să apeși nimic, intră tot automat. Ok. Până aici e toate bune. Se încarcă. Foarte rapid față de alte Windows-uri. Nu știu, a rămas așa, wow. Nu mă așteptam să se încarce așa de rapid. Sperăm că sunetul și calitatea video se ved cât de cât de gen, ca să puteți să vedeți toți pașii. Ideea e că dacă cumva n-aveți boot-ul activat, trebuie să intrați în BIOS, să activați USB boot sau na, dacă îl voi, puteți să-l faceți și pe un CD folosind alte softuri. Eu am folosit Rufus, mi s-a părut super ok, s-a mișcat super rapid, am făcut setările care am zis și prima dată eu v-am zis un alt fel de setări. Ei, am făcut așa cum am făcut eu și nu mi-a funcționat, mi-a dat o eroare și mi-a spus că trebuie făcut în formatul respectiv. Deci, Getting Drive Ready, acum se pregătesc și anumite drivere și vedem cum vine, cum se mișcă și bineînțeles ce driver mi-ar trebui mie. Dar pentru siguranța voastră, dacă mai aveți un stick sau pe partiția de a doua partiță de la Windows, puneți-vă toate driverele de la placa video, de la rețea, cel puțin de la rețea. Că dacă aveți cea de la rețea, le aveți pe toate și puteți practic le puteți instala și vă conectați repede la internet și vă luați toate driverele care aveți nevoie. Bineînțeles, o să mai fie multe de instalat pe lângă Windows. Deci, getting ready. Deci, aproape ar fi ready, restart, s-a resetat. Procesul ar fi destul de ok. Cred că dura mai puțin de 5 minute de când am dat restart la PC, până am dat drumul la clip, deci spectaculos. 5 minute să instalezi un Windows, eu zic că este o treabă. Și chiar se mișcă destul de fluent. Vom vedea pe viitor cât de bun va fi, trebuie să-l activăm. Este foarte important să-l activez. Dar asta nu este o problemă. Se poate rezolva. Ok. Este util și pentru viitor, gen. Știi că laptopul tău se mișcă mai greu, poți folosi această alternativă, să zicem așa, față decât un Windows. Are diverse modificări, anumite funcții care sunt dezactivate, nu o să poți să beneficiezi de ele, gen, am impresia de search, acea lupă care o folosești să cauți beneficiere, dar se pot adăuga dacă crezi că sunt necesare. Eu aveam nevoie de un Windows destul de simplu pentru că știu ce am nevoie, folosesc Chrome-ul, folosesc Steam-ul, anumite jocuri, programe de editat și cu siguranță se va mișca mult mai bine față de cum se mișca până acum. Adică stau bine să mă gândesc să editez mai bine cu telefonul și eu având un telefon foarte slăbuț, vorbim de, nu știu dacă se poate vedea, ia să vedem, ok. Un telefon destul, un Huawei Mate 10 Pro. Nu este într-o stare excelentă, dar aș face treaba și editez foarte repede cu el. Dar în rest, hai să vedem cât mai durează aici. Sperăm că nu mult. Deci, please, script in Windows. Ok, vom apăsa Enter. Și acum, practic, se va încărca anumite detalii, să zicem așa, care mai sunt. Bun, voi reveni după ce se termină de butat aceste încărcare și revin atunci. Bun, se pare că s-a încărcat și aici. Cam așa arată Windows-ul. Este destul de simplist, nu mai ai multe funcții. Bineînțeles, trebuie să instalăm driverul video. Uite, ai o grămadă de multe alte funcții. Deci ai un fel de control panel rapid. Display settings. Bineînțeles, până nu instalăm toate driverele, o să meargă puțin greuț. Hai să-l dăm la rezoluția care avem noi. Keep.
anumite funcții s-au dezactivat. Perfect. Hai să intrăm, trebuie să instalăm, bineînțeles, Chrome-ul, toate aceste... Hai să vedem, avem internetul? Da, wireless-ul este ok, deci o să mă conectez după aia la net și toate ok. Deci, cam așa arată Windows-ul după toate cele. Hai să intrăm la proprietăți. Ok. Se pare că avem, na, toate apar destul de ok. Nu știu dacă s-a mai modificat ceva. Bineînțeles, trebuie să activăm Windows-ul. L-avem aici. O să ne ocupăm după aia de treaba asta. Ceasul. Se pare că nu l-avem aici. S-a eliminat din funcția asta, dar cred că îl putem adăuga. Intrăm la task. Da. Task mode. A, îl putem face să dispară. Dar nu mă interesează treaba asta. Ideea e că vreau să-mi pun ceasul înapoi, că de obicei îl folosesc, dar în fine pot să adaug altul secundar, că am văzut că avem și inclusiv aici fumă și uite, clock, o mai puteți folosi și pe asta. Nu știu dacă pot să-l folosesc. Outlet, am pus două. Inclusiv calendar, dacă vreau. Bineînțeles, nu am nevoie de două, după aia o să-l modific eu, văd eu ce mai pot să pun peste el, să meargă mult mai decent, partițele văd că sunt ok, sunt aici toate. Sunt curios dacă pot deschide imaginile. Da, se pare că trebuie să instalăm diverse programe, dar nu este nimic greu. Mai avem aici un folder care găsim toate programele gen de arhivat, ăsta cu zip-ul. Multe dintre ele trebuie să le instalăm. Uite, exemplu aici, putem instala cel pentru a deschide pozele. Știu că este limitat ca Windows, deci este scos tot ce este inutil. Ok. Și acum noi, normal, ar trebui să reușim, dăm ok. Închidem aici. Ok, close. Și vom încerca să deschidem acum o imagine, să vedem dacă ne o deschide, uite, Face Store. Ok. Și vedeți, le putem deschide. Update database. Ne zice inclusiv rezoluția. Care este această imagine, toate informațiile. Deci, relativ ok. Nu știu, o să revin peste câteva zile să vedem alte funcții. În rest, așa, nu am prea multe de văzut. Haideți totuși să vedem o treabă. Nu știu dacă pot să... Task Manager. Vreau să văd... more info, cât procesor, câte resurse ne folosește în momentul de față. Sincer, procesorul stă la 1, RAM stă la 12, memoria teoretic, deci ar trebui să consumim mult mai puțin. Uite, exemplu, acum ne folosește undeva la 1 giga din 8 giga cât avem noi, deci 13%. Asta este de bine, luând în calcul. Se poate vedea cât avem available. Deci eu zic că este un update pentru mine foarte bun. Dar cum ziceam, 8 GB DDR3, decent, chiar decent. Cred că trebuie să mai punem driverul la punct. Nu știu, hai să intrăm puțin aici, cred că pe aici eram. Dăm proprietăți, device manager. Să vedem că ne lipsesc multe drive. Vedeți, la placă video, de la internet, de la, da, major, mare parte de la internet și placă video. 3D video control și tot așa. O să le pun la punct și pe aceste detalii și na, cam asta rămâne cu acest clip. Sper că v-a fost foarte util tutorial, iar cum puteți să, practic să instalați acest Windows. Este mai simplu decât te poți aștepta. Ca aplicații pe aici nu ai foarte multe. Cred că ai un Paint. Dacă ai nevoie de Word, trebuie să-l instalezi. Windows... Ce funcții mai avem pe aici? Deci ești, au fost scoase toate funcțiile și au rămas doar cele de bază, cele esențiale. Ca aplicații pe aici, v-am zis, sunt multe, le puteți folosi, Light, AV, ia să vedem. Ok, da, ne trebuie internet pentru astea, security, asta este practic un antivirus dacă vreți să-l folosiți. Ăsta ar fi Rainmaster, o altă aplicație. Uite, inclusiv WinRAR-ul. Avem și crack, dar nu cred că este nevoie. Eu n-am pus niciodată crack-ul la el și nu mi-a cerut.
Ok, avem și un mirarul instalat, deci ai niște software, să zicem, preinstalate aproape. Alt New Explorer, nu știu exact ce am putea face cu ele, nu m-ar interesa. Asta virtual, asta este foarte esențial, o să ne ceară de la multe jocuri. Bine, dar pe Steam toate o să le descarce. Opera Neon, inclusiv avem aici. Hai să le instalăm și pe asta pentru că avem nevoie de un browser provizoriu, până obținem cele care avem noi. Acum trebuie să ne restabilim toate site-urile de făcut bani, toate aplicațiile, dar asta se va întâmpla mâine, pentru că astăzi este foarte târziu la mine. Nu știu dacă se poate vedea, dar este undeva la 2 noapte aproape. Name. Aici vom seta țara. Vreau să văd dacă avem unul digital. Un ceas digital. Dar bine, o să caut eu treaba asta după aia. Acum se va instala. Uite, avem aici ceva, o chestie super faină pe, de la Opera. Opera Neon. Ai toate funcțiile astea, să poți să le deschizi la Facebook, Opera Blog, SoundCloud, YouTube, bineînțeles. Și chiar e interesant cum se deschide. Și le puteți lăsa aici frumos, le închideți și le aveți pe toate la îndemână. Chiar ceva parcă next level față ce a fost până acum. Vom instala programele și cam asta a fost tot. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și asta și ne vedem în alte clipuri, site-uri de făcut bani, aplicații de făcut bani și vă salut, prieteni. Pa, pa!